ASTV. Asta e televiziunea ta. Această emisiune vă este oferită de Lucrări Drumuri și Poduri, Calitatea Drumului Tău, Elco Instalații Electrice, Complexul Flamingo, pentru că spațiul contează. Societatea Comercială Imobil Dan, Construcții și Închirieri Utilaje. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunt Cristian Berar și iată, după puțin sport, puțin handbal, este bine să intrăm în impact, să vedem cu ce vă delectăm în această seară din punct de vedere administrativ. Aceștia sunt consilierii tăi, în paranteză, 4, episodul 4. Îl rog pe colegul din regie ca de fiecare dată să țină cont că facem o campanie și trebuie să știe telespectatorii la ce număr s-a ajuns, nu o să fie număr acum pe cei care au fost în această campanie prezenți, au fost consilieri din PSD, PNL, PDL. În continuare, iată, vin la această emisiune. Mulți dintre cei pe care i-am contactat au fost plecați astăzi din localitate, nu că n-ar fi dorit să vină, toți au apreciat ideea pe care astăzi v-a lansat-o, aceea de a vă cunoaște consilierii dumneavoastră, telespectatorii noștri. Și avem o veste bună pentru cei din județ, după ce vom epuiza numărul consilierilor din Bistrița, vom merge către Consiliul Județean și acolo, bineînțeles, că o să fiți interesați cu toții de ceea ce se decide la nivel de județ. După aceea vom merge încet, încet către comune. Așteptați-vă așadar să-i vedeți pe consilierii din Livezile, Josenii Bârgăului, Budacul de Jos, Măgheruș, și încet, încet ne vom apropia și către cei de la, adică ne vom îndepărta și către cei din marginile de județ, până la Budești, de ce nu? Au răspuns da provocării noastre de la emisiunea Impact, doamna Aurora Pavel, consilier local din partea Partidului Social Democrat, să rămână stimată doamnă, și bine ați venit în această emisiune. Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Sunt sigur, stimați telespectatori, că pe doamna Aurora Pavel nu o cunoașteți foarte mulți dintre dumneavoastră, dar de asemenea sunt sigur că Bistrița fiind mică, o parte dintre dumneavoastră ați cunoscut-o, de aceea am să vă rog să contribuiți și să ne spuneți câte ceva despre dânsa dumneavoastră, cei care o cunoașteți mai bine la 2-3-1-5-6-3, pentru că noi nu o prea cunoaștem și vrem să știm mai multe. Mă simt dator să fac o rectificare, pentru că am spus că unii dintre consilierii locali, nu în această emisiune, în alte, nu prea au avut multe opinii în Consiliul Local. Ei bine, iată, în această seară avem pe doamna Aurora Pavel, care este foarte tânără, proaspătă, cum să zic, recent venită, sosită în Consiliul Local Bistrița, pentru că doamna este doar din luna martie, anul curent. Ne va spune dânsa însă mai multe de ce doar de atunci, de ce nu de anul trecut, de la alegeri. De asemenea, deși v-am anunțat că în această seară va fi prezent consilierul local PDL Alin Seserman, acesta nu a sosit, în schimb a sosit un coleg de-al domniei sale, asta nu înseamnă că îl vom ierta pe Alin, am înțeles că a avut un necaz și ca de obicei necazurile se înțeleg. Domnul Filip Moisil, bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor care ne urmăresc! Vreau să vă spun încă o dată, stimați telespectatori, emisiunea este interactivă, vom vorbi despre administrație, despre hotărârea de Consiliu numărul 153, pe care eu și de această dată o am în față, deja începe să se învechească de cât o răsfoim, o să vă arăt, este vorba de buna gospodărire a municipiului Bistrița, dacă avem cadru, e pregătit cadru, vă rog să-l focalizați, da? Deci aceasta este hotărârea de Consiliu și o să vorbim, o să spicuim de prin ea, pentru că e foarte important ceea ce se spune în ea, mai ales pentru persoanele fizice. Bineînțeles că și persoanele juridice au obligații aici, dar în general persoanele fizice trebuie să fie foarte atente. Și acum să-i cunoaștem. Stimată doamnă Aurora Pavel, cine sunteți? De unde sunteți? Familie, profesie, un CV cu alte cuvinte, carieră, hobby-uri, vă ascultăm cu mare interes. Aș vrea să încep prin a spune că sunt un om simplu. Un cetățean al Bistriței. Ca și noi de altfel. Evident. Am 39 de ani. Sunt cadru didactic la Colegiul Național Andrei Mureșanu. Lucrez cu cei mici. Sunt încadrată ca institutor 1, asta însemnând
studii superioare de lungă durată, respectiv licență în biologie, pe un liceu pedagogic de Năsăud, absolvit în 1988. Deci, ca urmare, am 21 de ani vechime la catedră. M-am născut într-o frumoasă comună de pe câmpie, sunt Mihaiul de Câmpie, dar copilăria mi-am petrecut-o în comuna Lechința. La fel de frumoasă, sper că spuneți, sau și nu, normal. Sau și mai frumoasă dacă ați petrecut copilăria. Și mai frumoasă, da. Sunt stabilită în Bistrița din anul 1993. Datorită profesiei sau familiei? Datorită profesiei și familiei, evident. Ce aș putea să vă mai spun? Am deci copil... despre carieră ne-am spus, da, familie, poate câte ceva și hobby-uri. Da, hobby-uri. Despre familie, am o familie frumoasă, un copil minunat care are 14 ani și care în momentul de față este alături de mine. Și la propriu, adică da, și la propriu, da, și la propriu. Iar în ceea ce privește hobby-urile, am mai multe, da? Mă limitez să vă spun cele doar pe care vi le permiteți să le mai practicați. Lectura. Asta lectura. Deci atât îmi permit să mai practic la ora actuală, din păcate. Și ce lectură ați hotărât de consiliu din alte orașe pentru a vedea cum stau alte orașe? Da, să știți față că și asta, să știți că și asta, să știți că și asta. Lecturez de regulă orice. Deci orice. Îmi place pur și simplu să citesc. Din păcate, timpul fizic nu îmi permite așa cum mi-aș dori, dar mă adaptez. Și alte hobby-uri timp. Din sport, spre exemplu, vă mai permite? Sau nu. O femeie la 39 de ani, familistă, îmi place cu să călătoresc. Îmi place să călătoresc, îmi place natura foarte mult, îmi place să observ când se deschide primul muguraș. Am crezut că spuneți primul mol la Bistrița. Primăvara, nu. Îmi place să observ când începe să îngălbenească frunza în copac. E chiar perioada aceasta. Da, este de-a dreptul superb. Și mă doare în același timp că suntem atât de prinși de realitatea vieții de zi cu zi, încât trecem nepăsător pe lângă aceste lucruri frumoase din viața noastră. Am ajuns să nu le mai observăm. Da, și în județul nostru a dat mari poeți. Și iată că aceasta se simte poate în sufletul tuturor. Un George Coșbuc nu se naște în fiecare zi, un Andrei Mureșanu de asemenea, să nu mai vorbim de scriitorii mari, părintele romanului modern românesc, Liviu Rebreanu. Și dacă ne gândim bine, mai găsim. Nu știu în momentul de față cum stăm noi ca județ, ce dăm, dar dacă mă gândesc bine, avem o Gabriela Sabo. Și mai avem, avem o Maria avem Butaciu și avem multe valori. Chiar mă gândeam odată, am încercat la 10 ani de televiziune să fac o, nu știu, să vă provoc pe dumneavoastră consilierii, să-i medaliem cât sunt în viață, pe toți românii bistrițeni care acum își petrec activitatea prin alte zări. Adamile, iată, mi-a mai venit un nume în minte. Flavius Buzilă, îmi cer scuze față de cei pe care nu mi-am amintesc, dar poate ar trebui noi, Bistrița, orașul reședință de județ, să facem ceva pentru ei. Și nu cred că ar fi foarte mult, doar să-i chemăm la Bistrița și în cadrul festiv să le oferim acel ce? Semn de prețuire. Semn de prețuire numit cetățean de onoare al Bistriței. Da. Și așa de puțin cetățean de onoare are Bistrița dintre cei în viață, încât cred că ar merita să luați o decizie în acest sens. Da, este de ținut minte. E o idee pe care nu mi-o însușesc, doar vă propun și dacă o faceți să mă chemați și pe mine, ca să mă bucur de prezența acestor mari valori. Domnul Filip Moisil, aveți cuvântul. E prima dată când ajung